Duminicile astea, în septembrie, am vorbit, am discutat despre viziunea bisericii și despre ceea ce credem că Dumnezeu vrea de la noi. Și am înțeles că nu ești aici și nu suntem aici la voia întâmplării. Rezultatul a doi tineri ce s-au iubit odată, deși și asta este adevărat. Ci suntem aici pentru că Dumnezeu a avut un plan specific cu noi și cu viața noastră. Suntem parte dintr-un puzzle divin și noi o mică bucățică acolo suntem parte din ceva enorm. Așa că astăzi vreau să spun că ai sens, ai scop și ai daruri care să împlinești ceea ce ai fost născut să faci. Crezi lucrul ăsta? Spune, am sens, am scop, am daruri. Și îmi place foarte mult, discutam cu Andrei la început, vine Andrei la început și spune, auzi Cristi, vreau să spun ceva, m-am uitat pe notițele tale, pentru că el este cel care nu mai joacă jocuri, dar acum se uită pe notițe și face design-ul aici și zice, predica mea e exact ca a ta, nu știu ce să fac, să o schimb? Zic, nu o schimba. Nu schimba, ăsta e Duhul Sfânt. Știi că în Biblie unde scrie adevărat, adevărat vă spun, în ebraic este amin, amin. Și asta înseamnă că cu siguranță se va întâmpla. Aleluia. Când Dumnezeu vorbește, eu trebuie să aud de două ori. Așa că astăzi Dumnezeu are un plan special cu tine. Cine crede lucrurile pe care tocmai le-a rostit cu gura? Înțelege și trăiește lucrurile astea. Nu numai că le crede, le înțelege și le trăiește. Omul, persoana respectivă, trăiește cu scop, acționează, lucrează și, atenție, se păzește de păcat. Hai să spui de unde știi asta. Este exact ca un atlet înainte de olimpiadă. Să presupunem că a lucrat 4 ani de zile și în seara, dinainte competiției, cineva îi oferă o felie de tort. Credeți că o ia? Nu. Nu. De ce? Și-a înțeles chemarea? A lucrat la talentul lui, 4 ani de zile a lucrat non-stop. Nu o să arunce totul pe geam pentru o felie de tort. Noi putem să mâncăm tortul când ne-am pregătit 4 ani. Pentru a fi mai accesibil lucrul acesta și viziunea bisericii, ne-am inspirat de la Chris Hodges, care s-a inspirat de la Rick Warren, care s-a inspirat de la Bill Hybels. Toți s-au inspirat unul de la altul pentru că este un singur original. Știți care e? Iisus Hristos. Asta a spus Spurgeon. Toți ne inspirăm unul de la celălalt. Unul singur a fost inspirat. Oamenii ăștia ce au făcut? Au luat limbajul bisericesc pe care noi, cu care noi am crescut, au făcut un sondaj afară și au spus cum ar suna pe înțelesul omului de rând lucrurile acestea, pe care credem că Dumnezeu vrea să le împlinească în viața tuturor. Și oamenii ăia au venit cu traducerea în limbajul uzual și a ieșit cunoaștere pe Domnul, descopere libertatea, găsește scopul și fă diferența. Totul începe cu cunoașterea Domnului și ne dorim mult ca oricine care vine în contact cu biserica noastră, cu slujba de duminică, să aibă o revelație din partea lui Dumnezeu. Să simtă că aici este casa lui, locul unde trebuia să ajungă. Și asta o facem prin experiența de duminică. Dar când l-ai experimentat pe Domnul, când l-ai cunoscut, deodată descoperi libertatea. Și credem că libertatea o descoperim întotdeauna în grup. Întotdeauna în comunitate. Și am vorbit acum 2 duminici despre faptul că modurile toxice pe care le-am dobândit, poate din familie, poate din mediul în care am fost, modurile toxicele de gândire, păcatele, dependențele, legăturile pe care le-am adus cu noi, când am ajuns în prezența Domnului, când l-am descoperit pe Domnul, ele trebuie să cadă, să se rupă, ele trebuie să se risipească. Și ceea ce zici, ce am zis aici și zicem în fiecare duminică și mai sunt, dacă poți să pui puțin, te rog, cu grupurile. Mai sunt, cred că 50 și ceva de locuri la grupurile noastre. Spuneam data trecută, grupurile sunt ca o rețetă împotriva singurătății, împotriva depresiei, împotriva lipsei de sens,
Pentru că aici, împreună, noi învățăm unul de la celălalt. Toți liderii noștri sunt instruiți că nu trebuie să predice. Noi nu predicăm acolo, ci acolo facilităm o atmosferă unde oamenii să pot să comunice, să învățăm unii de la ceilalți. Este, dacă vreți, o farmacie și un medicament pe care trebuie să-l accesăm. Este aici, la dispoziția noastră. Experimentăm libertatea în cadrul grupurilor mici. Apoi, în al treilea rând, suntem liberi ca să înțelegem, de fapt, de ce suntem aici. Că fiecare dintre noi a primit un scop unic în viața lui, a fost creat pentru slava lui Dumnezeu și prin rema asta vrem să te ghidăm spre a descoperi care este părticica ta de slujire, lucru pentru care ai fost creat. Și toate acestea împreună te ajută să faci cu adevărat o diferență. Pentru că ultimul pas, fă o diferență, este, dacă vreți, încununarea chemării creștine. Fiecare de aici am fost chemați să facem o diferență veșnică în oamenii care sunt în jurul nostru. Oamenilor care sunt în anturajul nostru, aproape de noi. Face sens ce spun până acum? Sunteți toți aici? Ok. Sunteți toți aici. Văd că ochii voștri sunt pe mine. Dacă vă pierd cumva, găsesc caminul, vă promit. Am auzit la știri săptămâna trecută, cred că pe Europa FM, nu mai știu, am auzit la știri că o femeie a găsit un portofel cu 2000 de euro și acte. Și l-a dus înapoi la proprietar. Și ziceau oamenii la radio, faptul că din ce în ce mai puțin se întâmplă lucrul ăsta în societate. E interesant că, deși trăim poate cele mai binecuvântate timpuri din istorie, totuși oamenii devin mai egoiști. Și asta spunea presa laică, care n-are treabă cu Dumnezeu, spunea, domne, din ce în ce mai puțin se întâmplă treaba asta. Ia acum, răspundeți în gând la întrebarea asta. Dacă ai găsit 2000 de euro pe stradă, i-ai întoarce înapoi? I-ai da înapoi? Ha? Nu răspunde acum la biserică, acum știi eu că domnul pe tine, lumina domne, și gata, spui adevărul. Dar dacă te rogi pentru aia 2000 de euro, nu faci ca românul când a intrat porcul vecinului în curte și spune, Doamne, îți mulțumesc că muream de foame. A, nu cumva faci la fel? Și chestia asta mi-a adus aminte. Mi-a adus aminte de altceva. 2000 de euro, hai să spune că e da înapoi, da 20.000. 20.000 de euro. Ai o mașină bună, tată. Cu ceva ani în urmă, când m-am mutat, de fapt, din state, îmi făceam cumpărăturile aici la Carrefour Felice, aici, foarte aproape. Nu era nimic în Buciu, n-aveam ce să... Și aici era cel mai aproape. Și acolo, în parcare, am văzut o femeie, foarte slabă așa, care vindea ziare. Și m-a impresionat foarte mult, pentru că vindea ziare și pe ploaie, vindea ziare și iarna. La un moment dat am văzut-o că era însărcinată și m-a impresionat faptul că stătea acolo, o apreciam pentru că vedeam că stă acolo ca să-și întrețină familia. Apoi am citit în ziar că o femeie a găsit în parcare la Carrefour Felicia un pormoneu cu 19.000 și ceva de euro. Și că i-a dat înapoi. Am zis, wow, trebuie să văd cum arată ființa asta, pentru că știu mulți pocăiți care n-ar da portofelul ăla înapoi. Și când mă uit, era ea. Am zis, wow, extraordinar. Extraordinar. Și a trecut timpul. Asta s-a întâmplat, cred că prin februarie 2020, în februarie. În martie mă duc să fac cumpărăturile. Era exact înainte de 8 martie. Căutam niște flori pentru soție. Da, îi mai iau flori soției, dacă nu știați asta. A? Dacă ești bărbat și nu mi-ai cumpărat de mult, te-am băgat în probleme, îmi pare rău. Și mă pregăteam să fac cumpărăturile și când trag mașina în parcare, o zăresc cu coada ochiului, cu un vraf așa de ziare, poate mai greu decât ea. Și am simțit din partea Duhului Sfânt că trebuie să mă duc să fac ceva. Și mă duc și îi spun, vreau să-ți cumpăr toate ziarele. Aoleu, dar ce faceți cu el? Nu contează, vreau să-ți cumpăr, cât costă, nici nu mai țin minte. Iau eu ziarele, am văzut că era fericită. De fapt, eu vroiam să o trimit acasă, că era foarte frig.
Și am zis să iau tot să plece acasă, măcar de ziua femeii, să se bucure și ea de familie, să stea acasă la căldură. Și am luat ziarele și am dat să plec și Duhul Sfânt îmi spune, nu-i suficient. Eu zic, Doamne, a fost o conversație de aia pe loc, imediat. Doamne, am treabă, mă așteaptă, nevastă era cu mesaje, trebuie să mă aduci cu tare. Cred că era sâmbătă, dacă țin bine minte, dimineață. Nu, trebuie să faci mai mult. Și atunci, îi zic, tu ești femeia care a întâlnit. Da. Ok. Vreau să te invit la biserică la noi. Pentru că duminică avem slujba la biserică, pe atunci ne vedem la Luceafărul. Mulți știți povestea asta. Și vreau să te prezint înaintea femeilor, să vadă o femeie remarcabilă, domnule, care a dat aproape 20.000 de euro înapoi. Spunea ea în presă că i-a dat pentru că nu i-a muncit ea. Wow! Uluitor! O femeie care nu era pocăită pe atunci, da? Care nu se făcuse botezul. Și am zis, vreau să vii la biserică. A venit, i-am dat niște flori, ne-am rugat pentru ea, a fost o sărbătoare frumoasă și apoi a venit pandemia. Ne-a închis pe toți în casă. Toată vara aia ne-am văzut undeva, dacă țineți minte, prin livadă. Unii dintre voi sunteți foarte nostalgici, așa, după livaia, da, aia cu nucul din mijloc, unde scădeau furnicile în cap. Și ulterior, nu ne-am mai văzut la teatru, ne-am văzut la Palace. Ea a început să vină la slujbe, să frecventeze, da? Și astăzi, ulterior s-a și botezat și astăzi este o femeie credincioasă, da? Este în mijlocul nostru. Ana, dacă e adevărat, ridică mâna să te vadă, da? Ana e acolo, da? E adevărat ce spun eu? Now, ce am vrut să spun cu asta? Dumnezeu mi-a dat această oportunitate, acest har, ca să realizez că am un privilegiu extraordinar să fac o diferență în viața cuiva. Asta a fost privilegiul pe care l-am primit eu. După ce am făcut treaba asta, am simțit un incredibil sentiment de împlinire. Mi s-a reamintit că dincolo de shopping, avut grijă de familie, o mulțime de lucruri pe care trebuie să le facem, suntem aici pe pământ pentru a ne sluji unii altora. Dumnezeu te cheamă să fii un agent al vindecării într-o lume zdrobită. Suntem dispuși să ascultăm și să fim atenți. Și atenție, să ieșim din confort. Să facem un pas al credinței, al disconfortului. Pentru că vreau să spun ceva. Dumnezeu în fiecare zi este gata să-ți arate ce poți face. Cum poți modifica permanent viața cuiva. Ascultă-mă bine. Scopul vieții este să-ți descoperi darul. Sensul vieții este să-l oferi altora. Asta este in a nutshell, cum spune americanul. Într-o esență. Ceea ce trebuie să trăim noi. Și e foarte simplu. E foarte simplu. Știi de ce? Astăzi vorbim despre fă o diferență. Adică oferă altora ceea ce ți s-a oferit și ție. Și ție a trebuit să spună cineva despre Iisus, nu-i așa? Vorbeam odată despre lanțul care a pornit de la apostoli și a ajuns până la noi. Ca adevărul lui Dumnezeu să ajungă la tine, în urechile tale, cum ai spus, în inima ta să fie primit, cineva a trebuit să rostească. Cineva a trebuit să sacrifice câteodată timp, să asculte toate bazaconile tale. Hello, remember cum erai? Toate lamentările tale, cineva a trebuit să stea. Cu alte cuvinte, cineva a ieșit din confort ca să-ți ofere ție adevărul lui Hristos. Și astăzi ești aici pentru că lanțul acesta de la ucenici până la tine nu s-a oprit niciodată. Dar dacă tu te oprești, oare ce se întâmplă cu cel care trebuie să fie legat de tine? Dar știi de ce a făcut Dumnezeu asta? Pentru că făcând lucrul acesta, ție ți se oferă bucuria completă. Bucuria completă. Poate nu înțelegi asta?
ascultă-mă ce spun, sunt 8 miliarde de oameni pe planetă. Dumnezeu m-a ales pe mine să fac o diferență în viața unuia din prețioșii lui copii, o vânzătoare de ziare în parcare. Prețioasă. Scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și această binecuvântare mi-a dat-o mie pentru că am fost atent. Am întrebat-o atunci, bă, dar tu n-ai ce face cu banii? Ca să-mi dau seama că, de fapt, este o femeie modestă care se luptă, ca noi toți, cu ziua de mâine, dar care are principii. Care are principii. Vreau să vă spun că despre asta ar trebui să facă emisiuni la televizor. Asta ar trebui să fie viral. Nu tineri necăsătoriți care curvesc și toată lumea stă și au extraordinar. Asta ar trebui să fie lucruri care să învețe societatea, generația asta de tineri, că banii binecuvântați sunt banii munciți. Pentru că așa spune în Proverbe, așa spune Scriptura, nu este o invenție a noastră. Atunci, în martie, vreau să vă spun că eram foarte ocupat, aveam cumpărături, v-am spus, flori pentru soție, program de pregătire la biserică, dar dintr-un motiv oarecare în ziua aceea am fost conștient că Dumnezeu vrea lucrul ăsta. N-am putut să-i rezolv toate problemele. Nici măcar să-i dau 10% din ceea ce a găsit, că am înțeles că doar câțiva lei a primit. Nu, n-am putut, dar ce am avut, am putut să-i dau. Știți ce? Cunoștința lui Iisus. Și asta e cel mai prețios lucru. Pentru că asta i-a transformat viața. A făcut o ființă nouă. A binecuvântat-o nu numai pe ea, ci sunt convins și pe copiii copiilor ei. Pentru că lumina a intrat în casa ei. Știți ce se întâmplă? Dumnezeu a făcut în așa fel încât împlinirea acestei misiuni să ne aducă o satisfacție enormă. O bucurie după care toți ar trebui să alergăm. Iisus a zis, dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit. Ce spunea Andrei? A trecut de la gaming la roadă. Când era pe gaming, ceea ce majoritatea studenților fac și eu am făcut, eu nu mai vreau să văd gaming nici măcar cu coada ochiului, atâta timp am pierdut în studenție. Când eram la gaming, nu aduceam glorie lui Dumnezeu. Când am trecut la slujire, zice, când aduceți multă roadă, atunci îl proslăviți pe Tatăl. Și veți fi astfel ucenicii mei. Așa spune Hristos. Nu devii ucenicul lui când vii și te botezi doar. E bine și e începutul. Nu devii ucenicul lui când vii la biserică în mod constant. E bine și trebuie să faci. Nu devii ucenicul lui când îți dai zeciuieli la biserică. E bine și trebuie să faci. Devii ucenicul lui atunci când împlinești chemarea pe care ți-a făcut-o Tatăl și a încep să aduci roadă. Roadele se văd în veșnicie. V-am spus aceste lucruri. Și acum este cel mai important, atenție mare. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână unde? În voi. Și, cel mai important, bucuria voastră să fie deplină. Deplină. Observați că aceasta nu este doar o poruncă a Domnului, ci este rețeta bucuriei adevărate, oameni buni. O mulțime dintre creștini sunt depresivi, n-au gust, n-au chef, nu înțeleg, pentru că nu s-au implicat încă în slujire. Pentru că încă stau și așteaptă să fie slujiți, au mentalitatea bebelușului care trebuie să-l schimbi, să-l hrănești, dacă nu-i dai, țipă. Pe când noi suntem chemați și Pavel în mod constant ne spune, voi trebuie să vă maturizați. Care este maturizarea? Asemănarea cu Hristos. Ce a făcut Hristos? A fost slujitorul tuturor. Binecuvântat să fie numele Său. Pentru că atunci când vine roada, atunci vine și bucuria. Vineri eram în parcul expoziției, pentru cei care ați fost, ați experimentat concertul cu Northern Idol și eram împreună cu echipa de întâmpinare, cea organizațională și am văzut ce diferență extraordinară au făcut. Se vedea pe chipul lor bucuria. Erau oameni împliniți. Erau acolo în spărtură. Erau gata să vorbească cu oamenii, gata să ofere serviciile pentru ca oamenii să aibă o experiență frumoasă. Și vreau să vă spun că a fost primul concert creștin în aer liber
unde nu numai că s-a cântat despre Iisus, ci a fost făcută o predică cu o chemare specifică și cu rugăciune. Prima dată ne întrebau ăștia, sau unde ați mai făcut? Zic, nu am mai făcut. Dar ați mai auzit? Nu, am mai făcut ceva sărbători, dar tot timpul închise. Ba la amfiteatru, ba în săli, dar în aer liber. În mijlocul mulțimii să proclam numele Lui Iisus este prima dată. Binecuvântat să fie Domnul. Da. Și asta s-a întâmplat pentru că oamenii au știut, au simțit, au experimentat această bucurie care vine în urma rodirii. Pentru că, să vă spun ceva, bucuria reală nu vine prin câștigul multor bani. Te bucuri când câștigi, dar nu este bucuria reală. Bucuria aceasta deplină de care vorbește Hristos. Bucuria reală nu vine din distracție. Te bucuri, că și distracția te face să te simți bine, dar nu este bucuria reală. Adevărata bucurie nu vine din posesii, din lucruri materiale. Bucuria reală vine din diferența pe care o faci pentru eternitate. De acolo vine bucuria reală. Știind că trăiești scopul dat de Dumnezeu și că punându-ți talentul în negoț sau făcând ceea ce te-a chemat Dumnezeu, faci o diferență reală în viața oamenilor. Și pentru asta, trebuie să ieși din confort, trebuie să ieși din ceea ce ești obișnuit, să devii un canal al milei, al harului, al generozității lui Dumnezeu. Uite ce spunea Petru, ca niște bune administratori al harului feruit al lui Dumnezeu, fiecare dintre voi, spuneți fiecare, spuneți fiecare, fiecare să spună fiecare, dintre voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Știați că oamenii generoși sunt fericiți? Nu știați asta? Hai să vă spun. Cuvântul pentru binecuvântat în Noul Testament, în limba greacă, este makarios, care este tradus cu binecuvântat. De fapt, înțelesul lui real este fericit. Happy. Happy. Îmi place să văd oameni happy. Mai este cineva ca mine aici? Nu-mi place să-i văd pe ea. Păi aia când îi văd la hrani și nu-i întreb ce fac. Nu-i mai întreb ce fac, că n-am nevoie de pastile de dureri de cap, că aud numai de probleme. Dacă vrei să auzi de probleme, lai că ți le spun pe ale mele. Da? Îmi plac oamenii happy. Pentru că oamenii ăia sunt, spune Biblia, sunt oamenii binecuvântați. Sunt oamenii fericiți. De ce crezi că sunt ăia fericiți? Că n-au probleme? Oh, bineînțeles că au probleme. Au probleme, cu siguranță. Dar ei au ales să slujească. Fii atent, în Wall Street Journal a apărut un studiu medical care a descoperit că actele de generozitate eliberează dopamina în creierul nostru și asta aduce plăcere. Fii atent, Dumnezeu când ne-a creat, ne-a creat în așa fel încât să simțim plăcere când suntem darnici, când suntem generoși. Așa că dacă e o zi de asta ploioasă și ești la stop și tocmai ți-au tăiat vreo trei calea pe Bucium și îți vine să spui, să te binecuvinteze Domnul, dacă dinții încleștați, deschide geamul când vine cerșetorul ăla și fără să-l judeci, dă-i 10 lei. Sau cât îți spune Domnul, fără să judeci. Ai să te simți instant bine. Fă un act generos față de un frate sau de o soră care știi că trec prin dificultăți financiare, fără să știe ei, important, și ai să vezi ce bine te simți. Te vei simți bine, că toți vrem să ne simțim bine. Dumnezeu ne-a creat în așa fel încât atunci când suntem generoși, atunci când suntem buni, să simțim plăcere. Așa că astăzi vreau să spun că tu faci parte din planul lui Dumnezeu. Tu poți face diferența, de aceea ești aici. Că Dumnezeu ți-a dat o inimă de slujitor. Și atenție, există, poate mulți ați văzut asta, GOAT, ați văzut acronimul ăsta GOAT, G-O-A-T. Știți ce înseamnă asta? Greatest of all times. În Europa toată lumea vorbește despre GOAT. Fiică-mea mă întreabă din când în când, când mă prinde așa nepregătit, Messi sau Ronaldo? Ca să mă prindă să spun Messi. Care e clar că e GOAT-ul, dar mie place să spun Ronaldo, că îmi place că l-am muncit mult. Ăsta, Messi, mult talent, frate. Dar Ronaldo mie îmi place că, deși este un mare, mare, mare mândru, mândroc,
Îmi place că are o determinare, nu s-a tatuat, nu a pierdut nopțile, nu a făcut toate prostiile ca să ajungă la 40 de ani să trăiască. Sau acum enough cu fotbalul, da? Dar există acest concept în lumea asta, the greatest of all time. Cine e cel mai tare? Cine e cel mai tare? Acum atleți, nu prea suntem noi niciunul pe aici. Mai ales când ne uităm în oglindă, nu avem noi treabă cu atletismul, dar totuși poate ești ispitit să vezi care e cel mai tare de la scară. Care e cel mai tare din clasă. Care e cel mai tare la volei. Că vorbea Andrei de volei. Care e cel mai tare la gaming. Care e cel mai tare. Deci există o chestie asta în noi. Da? Clar că există. Poate care e cel mai tare din biserică. Că și ucenicii făceau la fel. Ucenicii vreau să știe care este cel mai mare dintre ei. Și vreau să vă spun că Iisus a rezolvat problema GOAT odată pentru totdeauna. Știți cum? Știți cum? El a spus așa. Cel din tâi va fi, spuneți voi, cel de pe urmă. Cum adică? Cum adică? Ce înseamnă treaba asta? Pentru că primul va fi ultimul, asta a spus el. Există cumva în natura umană această dorință de a fi recunoscut, de a fi și tu beneficiat de afirmare, dorința ca oamenii să te recunoască pentru cine ești tu. Și vreau să vă spun că așa cum sunt politicieni în ziua de astăzi, i-ați văzut cum au apărut la inundațiile din Galați? I-ați văzut pe toți cum au apărut? Cu cizmele alea noi, nouțe, sclipitoare? Băbuțele alea mărâte care le scoteau din noroi? Și ăștia cu cizmele alea, noi nouțe, stăteau acolo și le povesteau cât de mult o să facă ei dacă sunt aleși. Măi, asta e altă treabă. Dar ați văzut că ei au vrut să fie văzuți. Deci au un scop, urmăresc un scop. Ucenicii voiau același lucru. Să vadă care este cel mai mare. Mai mult, doi dintre ei și-au implicat mama. Știi cum e? Dacă ai o problemă, implică pe mama. Rezolvă mama imediat. Imediat, dă-i un telefon, dă-i un mesaj și mama... Au implicat-o pe mamă să meargă la Iisus să spună: Doamne, am și eu doi fii, unul mai frumos ca celălalt. N-ar fi ok unul la dreapta și unul la stânga? Nu? N-ar fi ok? Și Iisus le dă o învățătură și le spune așa: știți că cei priviți drept cârmuitori ai neamurilor domnesc peste ele și mai mari lor poruncesc cu stăpânire. Ăștia sunt politicieni din ziua de azi. Dar între voi să nu fie așa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru. Și oricare va vrea să fie cel din tâi între voi, să fie robul tuturor. Căci fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru cei mulți. Atât autoritățile religioase evreiești, cât și guvernul roman pe vremea lui Iisus se bazau pe o ierarhie a puterii. Și adeseori, de fapt mai tot timpul în istoria omenirii, cei de sus îi abuzau pe cei de jos. Da? De asta cei de sus întotdeauna sunt mai bogați ca cei de jos. N-ați văzut niciodată ăla de sus să fie mai sărac ca ăla de jos. De când e lumea, asta este. Ucenicii au împrumutat acest tip de gândire și au acționat în timp ce îl urmăreau pe Iisus. Ei își doreau mult ca Iisus să schimbe ordinea aceasta. Își doreau ca Iisus să-i elibereze de romani, de robie. În mintea lor, cred că își făcuseră și un plan. Mă, când ajungem noi acolo, dăm la toată lumea, facem autostrăzi, facem o grămadă de lucruri. Deja își făceau planuri. Și în clipa când Iisus le spune: voi n-ați înțeles nimic. Cine vrea să fie mare trebuie să fie ultimul. Cine vrea să fie GOAT trebuie să fie slujitorul tuturor. A căzut ca o, mă gândesc, ca un trăsnet peste ei. Mai mult le-a spus chestia asta și înainte să meargă la cruce. Ioan 13, înainte de praznicul Paștelor, Iisus, care, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă îi iubea, ați văzut de ce a făcut? Pentru că iubea pe ai săi în lume, care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Și la cina cea de taină face un gest de neconceput pentru evreul secolului 1. Când a urcat sus în cameră,
au descoperit că nu era nici unul cu salariul minim pe economie, pentru că ăla spăla picioarele. Ăla cu salariul minim pe economie. Ultimul. Nici măcar sclavul nu făcea asta, ci făcea copilul sclavului de obicei. De ce? Nimeni nu purta papuci. Maxim dacă aveau sandale, marea majoritate mergeau desculți. Cu alte cuvinte, picioarele lor arătau destul de... Da? Nici cu turbojetul nu le-ai fi spălat tu. Pe vremea aia, cel mai mic din casă, cel mai neînsemnat, trebuia să fie la ușă cu un ștergar și să spele picioarele. Și ucenicii ne putem imagina și putem ne putem imagina destul de bine. A trecut Petru, zice, bă, eu sunt liderul lor, să facă Ioan. I-a trecut Ioan, bă, eu stau lângă pieptul Domnului, să facă Iacov. A trecut Iacov, bă, eu sunt fratele vitregat Domnului, să facă Iuda. A trecut... Toți au zis, Iuda a zis, bă, dar eu singurul cu facultate între ăștia, frate. Pentru că era adevărat, Iuda era singurul cu pregătire superioară. Zic, eu cu facultate, eu o să mă plec. Na, și au ajuns la masă cu picioarele murdare. Mai mult, au început în mintea lor și au început să se certe că cine e cel mai mare, unde stăm, la masă, care e la dreapta, care e la stânga. Au început acolo anumite tensiuni și de unde știm asta? Pentru că la un moment dat, când a înțeles treaba asta, Hristos Domnul se ridică de la masă. Își dă mantia jos. Ia ligheanul și ștergarul. Și se duce la liderul tuturor, la Petru. Și Petru îi spune, ho, Doamne, Tu să mă speli pe mine? În niciun caz, lasă să vină unul mai mic. Și Domnul spune, atenție, dacă nu te speli eu, n-ai să ai parte în împărăție. Și Petru spune, fă-mi duș, mă speli tot. Că a înțeles că e serioasă treaba. Și Domnul îi spune, nu, numai picioarele. Cei care urmează pe mine, numai picioarele. Atunci au înțeles, pentru că Iisus, de fapt, Iisus era rănit în inimă, vă spun. Pentru că ăștia au mers 3 ani și jumătate cu El și n-au înțeles nimic, oameni buni. E același sentiment pe care îl are un slujitor când îi vine cineva să-i mărturisească un păcat, cineva care stă în biserică de duminici, de luni, de ani și vine să mărturisească despre un păcat despre care ai predicat non-stop. E sentimentul pe care îl are un părinte când îi vine copilul acasă și îi face o boacă, o tâmpenie pe care n-a văzut-o niciodată în casa lor și părintele îi vine să zboare creierii să spună, bă, n-ai văzut niciodată la noi asta, cum ai făcut treaba asta? Aceeași sentiment l-a avut și Iisus atunci. Ce 3 ani și jumătate m-ați văzut cu voi. Când a trebuit să pun mâna să crăp lemne, am făcut-o. Când a trebuit să gătesc, am făcut. Când am stat cu voi și voi vă luptați pentru locurile din față. N-ați înțeles nimic. Și atunci El le dă acest exemplu și le dezvăluie principiul slujirii. Și spune, dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele, atenție, unii altora. Pentru că eu v-am dat un exemplu ca și voi să faceți așa cum am făcut eu. Așa că înainte să devii foarte excited că vrei și tu să faci o diferență, trebuie să te întrebi dacă ești gata să faci ceea ce nimeni nu vrea să facă. Că toți ar vrea să fie aici în față. Ca Eliza să cânte. Toți ar vrea. Toți ar vrea. Toți ar vrea să fie văzuți și recunoscuți, dar întrebarea Domnului este, ești de acord să faci ceea ce nimeni nu face? Ceea ce voi nu știți este că cei care sunt aici muncesc în timp ce voi vă jucați acasă. Da, studenții mei, ascultați-mă ce vă spun. Munca nu se vede. Se vede numai vârful. Dar munca de dedesubt nu vede nimeni decât Domnul. Întrebarea este dacă ești gata să faci ceea ce nu face nimeni. Mare majoritate nu știți asta. La Revelion au rămas niște pete pe mochet aici. Am stat luni de zile cu ele acolo. Până Vlad s-a dus și a închiriat o mașină și a spălat petele, le-a scos, fără să-i spună nimeni, fără să-l aplaude nimeni, fără să știe nimeni, decât liderul lui, de la care am aflat și eu. A fost gata să facă ceea ce nimeni nu a fost gata să facă. Și a făcut asta pentru că a înțeles că în slujire, ca să fii sus, trebuie să fii ultimul. Ca să fii primul, trebuie în mod intențional să slujești acolo unde nu vrea nimeni și nu este nimeni dispus
Când slujim, primim beneficiul ascuns de a dărui altora. Iisus a explicat, a spus așa: acum că știți aceste lucruri, veți fi binecuvântați dacă le faceți. Asta spune El. Veți fi happy man. Happy. Toată lumea vrea happy. Și au trecut la Prozac, Xanax și toate tâmpenile care te robesc. Pe când happiness vine tocmai din împlinirea misiunii pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Ca să putem beneficia de bucurie, trebuie să slujim și să facem ceea ce nimeni nu este gata să facem. Pentru că Vlad, cum spunea, a slujit pentru mărirea lui Iisus. Nu a lui, cum am spus, doar Remus știa lucrul ăsta. De ce? Ca oamenii să vină să aibă o experiență frumoasă duminica. Ca oamenii să vină și să aibă o experiență excelentă aici. Știi de ce? Pentru că el a slujit, Vlad, a slujit nu pentru mărirea lui, că dacă era pentru mărirea lui, își făcea pe Instagram când dădea cu aspiratorul. Go Jesus! Jesus! Să vadă bine cu spuma, să vadă bine, da, da, că asta făcea ca să vadă lumea. Nu, el a făcut și nu a știut nimeni. A făcut pentru mărire, dar nu pentru mărirea lui, ci pentru mărirea lui Iisus. Slujim pentru mărire, toți, dar nu pentru mărirea noastră, ci pentru mărirea Domnului. Trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Și înțelegem, uitându-ne la trei termeni din Scriptură despre slujitor. Sunt ei șapte, dar n-avem timp astăzi. Primul este dulos. Și îl găsim în Matei 24, zice așa: ferice de dulos, robul acela pe care stăpânul său l-a găsit la venirea lui și îl găsește făcând așa. Contextul cultural la vremii era foarte simplu. Când te îndatorai foarte mult, trebuia să fii rob și nu mai puteai să plătești, trebuia să fii rob 7 ani la cel care ți-a dat banii. În cultura evrească, unii se simțeau așa de bine, nici nu le aveau cu banii, că ziceau, bă, știi ceva, mai bine rămân rob la tine, și atunci își făceau o gaură în ureche. Știți pe aia care au roțile alea în urechi? Asta e semnul că e dulos, e rob. Da? Dar nu la cineva, la, înțelegeți voi, altă predică asta. Ei își făceau, își puneau Andrei așa în ureche, pac, și ăsta era semnul că el era rob de bunăvoie la fratele lui. Ăsta era termenul, dulos, legat, da? În consecință, ni se reamintește termenul ăsta, dulos, de slujire, că devotamentul nostru pentru Dumnezeu este un angajament pe viață. Sunt trist aproape când fac consiliere premaritală cu tineri care trebuie să căsătorească, pentru că știu că unii dintre ei deodată dispar. Dispar. Honeymoon, bunnymoon și toate lucrurile astea și uită, de fapt, că fericirea și bucuria vine prin slujire și uită că ești slujitor pe viață. Amin? Al doilea termen este diaconos. Cine vrea să devină mare între voi să fie slujitorul vostru, iar cel care vrea să fie primul să fie diaconos, sclavul vostru. Și știți foarte bine slujba de diacon conform Noului Testament, nu a ceea ce se întâmplă astăzi, era slujitor la mese. Care e lecția pentru noi? Ei trebuiau să se asigure, ca un chelner, că mesenii au o experiență faină, că se simt bine în localul acesta respectiv. Asta este experiența aceasta de diaconos, asta este chemarea noastră. Iar în urmă, unul din preferatele mele e cuvântul grecesc huperetes, care se traduce literal subvâslitor. Huperetes, subvâslitor. Și am să vă explic imediat. Se referea, când scria lucrul ăsta, zice așa Pavel, în clipa când el a trebuit să se întoarcă la Hristos, îi zice Anania așa: dar scoală-te și stai în picioare, căci m-am arătat ție ca să te pun huperetes și martor, slujitor și martor, atât al lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și al lucrurilor pe care mă vei vedea făcându-le. Asta îi spune Iisus. Deci cine a făcut lucrările mari pe care le-a făcut Pavel? Spuneți voi. Iisus, asta spune. Mă vei vedea ce lucrări mari voi face. Dar termenul de slujitor acolo este huperetes, care înseamnă subvâslitor. Nu știu câți de aici ați văzut Ben Hur, de exemplu. Sau știți că erau vasele acelea în secolul 1, erau vâslitori care erau jos. Ăia nu erau văzuți.
De obicei, ei erau robi, luați de la alte popoare și ei trăiau numai ca să vâslească. Acolo o mâncau, acolo mureau. Și vasul era propulsat de niște subvâslitori de ăștia pe care nu-i vedea nimeni. Dar puterea, înaintarea, direcția bărcii era dată de acești huperetes, de acești subvâslitori. Îmi place maxim termenul ăsta. Știți de ce? Pentru că asta înseamnă că ai înțeles ce înseamnă cu adevărat să fii slujitor. Pentru că descrierea lui arată ce înseamnă să fii un slujitor al lui Hristos. Un angajament pe viață. Ca să slujești nevoilor oamenilor în așa fel încât să nu ne mărim noi, ci să se mărească Iisus. Amin? Dacă permanent te pomenești întrebându-te, oare nu vede nimeni ce fac eu? Dacă în mod permanent te pomenești dorindu-ți să ajungi și tu sus, poate între lideri, poate în bord, dacă permanent să te frământă treaba asta, nu ești un subvâslaș. N-ai înțeles ce înseamnă să fii cu adevărat huperetes, ăla pe care nu-l vede nimeni. Pentru că un slujitor pune slujirea deasupra statutului. Un slujitor pune slujirea deasupra statutului. Țineți minte ucenicii când au intrat în cameră? Nu, statutul meu, eu sunt mai înalt. Ăsta e un job prea mic pentru mine. Sunt mai... Realitatea este că asta este natura umană, egoismul ăsta. Fie că e un bebeluș, îi vedeți pe ăștia pe aici, acum toți sunt pe hol, cu toți părinților. Domnul să-i binecuvinteze pe cei de pe hol. Amin? Spuneți amin. Amin, că în curând vin și ei și mai... Toți am trecut pe acolo, cum spunea George. Bebelușul când e mic... Vrea ceva, urlă, e egoist, își dorește. Și manipulează pe părinte. De la 2 luni îl manipulează. Măcar bunicii sunt manipulați de bunăvoie și neziliți de nimeni. Ei, da, bunicii sunt manipulați și zic haleluia, dar părintele nu-și dă seama că e nemanipulat. Ce, oh, dragul de el. Am auzit că sunt care dorm și cu 3 copii în pat. Domnul să aibă milă de voi. Și ce o să faceți când nu să aveți 4? O faceți pat dintr-o parte în alta zidului? Nu, dar copilul știe de mic să te manipuleze, să facă ce vrea, nu? Și asta se perpetuează, ajunge managerul de birou, de office manager care îi manipulează pe toți pentru o promovare, nu? Toți dorim să ajungem undeva și să ajungem repede. Ei bine, pentru a fi cu adevărat slujitor cu impact, trebuie să ne luptăm în mod permanent cu dorința inimii noastre de afirmare. De proeminență. Asta este o dorință păcătoasă. Biblia ne spune așa, în Filipeni, nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de șartă. Asta e slavă de șartă. Să vagă tot ceea ce am făcut eu. Ci în smerenie. Fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși. Bă, asta e greu. Asta e olimpiada creștină, vă spun eu. Să-l vezi pe ăla care n-are pregătirea ta, n-are experiența ta, n-are vârsta ta, pentru aia cu păr alb ca mine, știu exact ce vorbesc, să-l vezi pe ăla mai presus de tine, asta e greu. Dar ăsta este exercițiu necesar ca să fii cu adevărat un slujitor. În mod constant m-am obișnuit, și asta vă dau din casă, vă spun că aici ne educăm unii pe alții, în mod constant m-am obișnuit să fac lucruri mici care nu aparțin de mine. În mod constant le fac și nimeni nu mă vede. Fac lucrul ăsta în mod constant. Dacă e nevoie de o hârtie igienică și n-au văzut, pentru că sunt foarte organizați aici, deja știți că suntem organizați pe echipe, ați auzit câte echipe, voluntari, o mulțime, nu ar trebui să le fac eu, dar în mod constant le fac, schimb butelia de apă când o văd pe una goală, nu spun, hei, cine trebuie să schimbe? Nu, le fac și mă asigur că nu mă vede nimeni. De ce? Că în mod constant trebuie să-mi aduc aminte. Că nu-i despre mine, e despre el. Că nu există în biserică, în slujire, un job prea mic pe care să nu-l fac. Așa că asta este, dacă vrei, o disciplină pe care și tu trebuie să o faci. În mod constant, în casă, fără să te vadă nimeni, trebuie să faci lucruri care poate n-aparțin de tine. Să faci lucrul ăsta, să vezi ce apreciere deosebită primești. Pentru că știi ceva? Un slujitor prețuiește caracterul deasupra confortului. Adevărații slujitori au integritate. Iau decizii care sunt născute din ascultare de cuvântul lui Dumnezeu, din
din îndemnul pe care îl dă Duhul Sfânt. Ei fac ce este corect, nu ce este convenabil. De fapt, slujitorii adevărați știu că adevărul nu este niciodată convenabil. Adevărul e ăla mai greu de împlinit, e ăla pentru care trebuie să lupți. Și acum vreau să vă citesc o pildă, ne apropiem de final. Mai stați câteva minute, o să vedeți că se merită. Vreau să vă citesc o pildă pe care ați auzit zeci de predici, puteți să o predicați voi altora, și să vă dau la sfârșit un spin să înțelegeți ce este slujirea adevărată. De ce vorbesc despre caracter deasupra confortului? Și este vorba de pilda bunului samaritean. O vom și proiecta să ne aducem aminte cu toții de ea. Iisus a luat cuvântul și a zis: un om se cobora din Ierusalim la Erihon. A căzut între niște tâlhari și l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn și au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare se cobora pe același drum un preot. Și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte, dar pe lături, l-a înconjurat. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte, tot așa, pe alături. Dar un samaritean care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut, s-a făcut milă de el. S-a apropiat de ea, a legat rănile și a turnat pe ele un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și a zis: ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da la întoarcere. Care din aceștia 3, întreabă Iisus, ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Păi cel care și-a făcut milă de el. A răspuns învățătorul legii: du-te de fă și tu la fel, i-a zis Iisus. Îmi place foarte mult ceea ce a subliniat Martin Luther King Jr. despre această pildă. Spunea el așa: că preotul și levitul l-au înconjurat pe ăsta, zdrobitul, da, care reprezintă omul păcătos pentru noi, pentru că întrebarea lor a fost: ce mi se va întâmpla mie dacă mă opresc? Ce mă va costa pe mine dacă mă opresc? Probabil preotul a zis: dacă e mort, eu n-am voie să mă ating de el, era legea. Probabil că levitul a zis, întârzi la repetiție. Nu? Ei s-au gândit, primii doi, care nu s-au oprit, s-au gândit: cât mă costă pe mine? Ce mult mă va afecta pe mine? Pe când samariteanul a pus altă întrebare. A spus: ce se întâmplă cu el dacă nu mă opresc? Oh, ce diferență enormă! Ce diferență enormă! Vedeți, slujitorul adevărat se gândește: bă, ce se întâmplă cu păcătosul dacă nu-i spun? Ce se întâmplă cu rănitul dacă nu-l ajut? Ce se va întâmpla cu el? Auziți ce spunea Hristos: căci am fost flămând și mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit la mine. Ce spune Iisus aici? Iisus spune că adevărații urmași, cei care n-au întrebări dacă sunt mântuiți sau nu, cei care știu că sunt mântuiți pentru că lucrează în împărăție, oamenii aceștia își folosesc talentul pentru a sluji pe ceilalți. Pentru că răspundem nevoii altora. Atunci când răspundem nevoii altora, de fapt noi îl slujim pe Dumnezeu. Cei neprihăniți îi vor răspunde: Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat ție să mănânci? Când te-am văzut că ți-e sete și ți-am dat să bei? Când te-am văzut bolnav sau în temniță? Când am venit la tine? Drept răspuns, împăratul le va zice: adevărat vă spun, amin, amin, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din cei mai neînsemnați frații ai mei, mie mi l-ați făcut. Noi, ca slujitori, ne pomenim adesea întrebându-ne, v-am mai spus asta, Dom'le, când o să vină oamenii aia putere? Când vin, Dom'le, dezvoltatorii să se pocăiască? Întrebăm, când vin oamenii? Când vin... Pe oricine trimite Dumnezeu, este un frate de ăsta neînsemnat, important în ochii lui Hristos.
Și ori de câte ori ne ocupăm de un neînsemnat de ăsta, de fapt noi facem slujirea lui Dumnezeu. Mi-am adus aminte de un adevăr în timp ce mă pregăteam pentru mesaj. Copiii mei, copiii noștri de fapt, a mei și a celei, să mai ceartă la lucruri prostești. Acum nu prea, că sunt mai mari, dar înainte. Băi, se certau de la niște tâmpenii, că îți venea să... Și totuși, când se certau, ei își dădeau seama că noi îi iubeam la fel. Adică, nu, în capul lor niciodată nu s-au gândit, bă, nu ne mai iubesc. Ei au înțeles că trebuie să se iubească unul pe celălalt. De ce? Pe măsură ce s-au dezvoltat și au dat seama că atunci când se iubesc, de fapt ei își iubesc părinții. Pentru că pe noi ne întristează ca părinți cel mai mult când copiii noștri nu se înțeleg. Nu-i așa? E cel mai dureros lucru. Băi, v-am făcut, v-am dat un exemplu și voi nu vă înțelegeți. De fapt, ca să spui că mă iubești pe mine ca părinte, trebuie să-l iubești pe fratele, pe soră ta. Atunci înseamnă că mă iubești pe mine cu adevărat. Au învățat că nu pot iubi persoana, nu mă pot iubi pe mine fără să iubească oamenii pe care eu iubesc. La fel, nu poți să vii duminică să spui, Doamne, te iubesc, și totuși să nu iubești pe cei mici din jurul tău. Așa că astăzi, în final, vreau să te invit să faci următorul pas în călătoria ta cu Hristos. Pentru că intrăm în noul sezon bisericesc, în noul an bisericesc. Duminica viitoare o să avem open house, unde o să auzi despre toate slujirile, tot ce se întâmplă aici. Vrem să-ți dăm oportunitatea să faci următorul pas. Fii dispus să faci ceea ce nimeni nu vrea să facă. Obișnuiește-te să faci gesturi ce nu aparțin de tine, de care nu te vede nimeni, dar ce faci în ascuns îți răsplătește Dumnezeu din cer. Amin? Fii gata să faci ceea ce nu este nimeni dispus să facă. Fii un spălător de picioare, un subvâslitor, un slujitor. Citește copiilor din spital. Spală geamurile pentru niște bătrâni. Îndrumă un adolescent, pentru că ei au nevoie de îndrumare. Fă orice faci ca un act de închinare înaintea lui Dumnezeu. Exact cum a făcut Iisus. Și primul lucru pe care trebuie să-l dai, atenție mare, dă-ți timpul tău. Îmi place că a vorbit Andrei, eu nu m-am sfătuit cu el, nu suntem chiar așa de buni noi. Și povestea de gaming-ul ăla, mamă, cât timp am pierdut și eu cu gaming-ul ăla în facultate și acum îmi pare rău, am alergie când văd jocuri, n-am nimic cu cei care le joacă, pentru mine nu mai vreau să pierd nicio secundă cu jocuri, n-am joc pe telefon, nimic, nici nu vreau să văd. Mi se pare o pierdere colosală de timp. Când ești tânăr, se pare că timpul este a tău. Dar eu mă întreb, oare cât timp pierdem cu scrolling-ul? Hai că unii dintre voi aveți degete de scrolling. Dacă nu știți, duceți-vă pe Google. Îți face aici, că ții telefonul, îți face aici o scobitură, o ai deja, da? Dacă timpul ăla, uitați-vă pe telefon și vedeți cât timp, că e foarte simplu, telefoanele smart îți spune exact cât stai acolo. Dacă timpul ăla, minutele, orele, l-ai luat și l-ai folosi în a face o slujire. Ceea ce n-a spus Andrei aici, că e modest, este că o conduce o echipă și face o treabă excepțională. Și într-adevăr, da, da, într-adevăr mă întrebam și vorbeam cu George, mă, când l-a schimbat Dumnezeu? Și el a spus de aici, acum 2 ani că m-a lăsat de gaming. Păi, so easy, e atât de ușor, trebuie să ieși din confort doar. Trebuie să ieși din confort, la tine poate nu-i gaming-ul, poate e statul pe Instagram, nu știu. Și poți să faci ceva unic, pentru că ești nefericit și depresiv și nu-ți merge bine și n-ai bani pentru că nu te-ai implicat în slujire. Nu faci ceva care este mai mare decât tine, așa că alege să-ți dedici timpul lui Dumnezeu. Săptămâna trecută am avut frați care au mers la fratele Tică Olariu acasă, care bolnav de cancer, trimis acasă de doctori. Ce bucurie au adus acolo. Puteau să spună, bă, am treabă, s-au ocupat, lasă, nu. S-au dus și au făcut o bucurie reală unui slujitor care are cancer terminal. Căutați oportunități să vă petreceți timpul folositor. Primul, dă-ți timpul. Al doilea, dă-ți talentul. Pentru că talentul a fost lăsat în viața ta de Dumnezeu nu ca să-l ții acolo ca pe un bibelou frumos, îl mai ștești de praf din când în când, îl pui să-l vadă toți acolo. Când vin la tine acasă, văd chitară acolo în col și spui, wow,
ce prafe pe chitară aia, știi să cânți? Oh, știu să cânt, dar de ce nu cânți nicăieri? Oh, n-am timp. N-am timp, nu pot. Folosește-ți darurile speciale. Alea sunt lăsate de Dumnezeu și vom da socoteală pentru darurile alea. Alea care le ținem ascunse. Apoi dă-ți comoara. Dă-ți comoara. Comoara este averea ta, lucru pe care tu îl prețuiești foarte mult, nu? Este vorba de atitudinea ta față de finanțe, posesiuni, casa ta, stilul tău de viață. În loc să te gândești ca un prunc în credință, dom'le, cât trebuie să dau ca să trec și eu de cinciu financiar. Știți care e ăla? Dom'le, cât trebuie să dau? Dom'le, nu mă convingi cu zeciu ăla, ei, în Vechiul Testament, numai asta aud. Dom'le, cât trebuie să dau minimul? În 20 ceva de ani de păstorie n-a venit unul la mine și să spună: vreau să mă înveți să-mi gestionez banul în așa fel încât să dau mai mult pentru ca să ajungeți acolo unde Dumnezeu vă dă viziunea și să ajungeți mai repede. N-am avut pe nimeni. Cât pot să dau minim? Minim, să-mi ajungă mie. Auzi ce spune Hristos. Întotdeauna să ții minte că ceea ce dăruiești are efect direct, nu numai asupra celor din jurul tău, ci are efect direct asupra ta. Ascultă-mă bine ce spune. Luca 6:38. Dați și vi se va da. Ba încă, vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra, căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Sunt unii zetiști aici, din generația Z, sau ăștia la alți, care sunt următorii, nu mai știu. Alfa, care nu știu ce înseamnă măsură îndesată în sân. No, imaginează-ți că te duceai cu niște sacoșe goale, că tot românul are sacoșe de la Lidl, nu? Avem sacoșe prin mașină. Ești român dacă ai sacoșe în mașină. Putea să spuneți la asta amin, că e adevărat. Spune asta de... Închipuiesc că te duci la unul bogat cu sacoșele goale. Și el spune: vină încoace, vreau să-ți dau. Câte sacoșe ai? 10. Umple-le pe toate. Și abia poți să le cari și el spune: vreau să-ți dau mai mult. Poala hainii, știți că ei aveau mantii lungi. Erau bărberiți cu jilet și aveau mantii lungi, pe care nu știți. Da? Erau bărberiți cu jilet frumos și aveau haine lungi. Și atunci spunea: ridică-ți poala. Și își ridica. Și punea, aia era mai mult decât multe sacoșe. Asta este imaginea care trebuie să o ai în cap. Ce spune Hristos: tu când dai pentru împărăția mea, tu când donezi din ceea ce ai tu pentru ca viziunea pe care dau bisericii să ajungă la cât mai mulți, eu nu numai că îți umplu sacoșele, îți dau în poală că dă pe deasupra. Asta este imaginea. Asta este imaginea. Mulți nu știu, când ne-am mutat cu soția din Statele Unite, aici am trăit cu 10% cât făceam acolo pe lună, 10%. Cât făceam acolo, am trăit în România 7 ani cu 10% cât făceam acolo. Și vreau să vă spun că Dumnezeu niciodată nu ne-a lăsat. Mai mult, ne-a umplut și ne-a dat pe deasupra, ne-a dat pe din afară. Dumnezeu nu ne-a rămas dator niciodată. Și atunci când alegi să-ți dai comoara, ceea ce ți s-a încredințat Dumnezeu, că e mult, că e puțin, când alegi să o dai, Dumnezeu nu rămâne niciodată dator, îți dă și îți umplă și traista, și îți umplă și poala hainii. Amin? Prietene, dă-ți viața, fă o diferență în viața altora. Și apoi, în final, dă-L pe Iisus. N-am avut bani să-i dau, că i-aș fi dat. I-aș fi dat bani, așa simțeam de o generozitate cu Ana, când am văzut cum a putut să dea aproape 20.000 de euro înapoi. Am zis: n-am avut bani să-i dau, măcar 10%. Dar i-am dat ce am avut. I-am dat pe Iisus. Asta e cel mai scump. Asta e cea mai mare comoară. Dă-L pe Iisus. Întotdeauna când intri într-un loc, când cunoști un om, trebuie întotdeauna să te întrebi: cum pot să-L dau pe Iisus? Cum pot să fac o diferență veșnică în viața omului? Atenție! Suntem duhuri eterne care locuiesc în corpuri temporare. Așa trebuie să-i vedem pe toți oamenii. Amin? Depinde de noi să-i ajutăm să-și descopere talentul și darul. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Auziți ce spune Pavel Corintenilor? Noi dar suntem trimiși în puternicița lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Ăsta este jobul pe care l-am primit noi. Asta este chemarea fiecăruia dintre noi.
Și acum, înainte să cântăm și să ne rugăm, vreau să spun că poți să faci o diferență majoră implicându-te în unul din grupurile acestea, mergând acolo și ducând o napolitană sau citind un gând bun sau rugându-te pentru cazurile oamenilor respectivi sau poate stând la o cafea cu cineva din grupul tău care are nevoie de cineva, poți să faci o diferență enormă. Poți să faci o diferență fantastică. Mă gândeam câți oameni nu au o mulțime de instrumente acasă care le țin și pe care se pune praful, instrumente bune, și nu le-au pus în slujba lui Dumnezeu. Câți oameni nu sunt? Și noi trebuie să chinuim, să vedem de unde să luăm, cum să facem. Duminica viitoare este open house, aici vom vorbi despre slujire și despre oportunitățile de a face o diferență. Ne bucurăm că studenții au venit, la final ne vor ruga și pentru ei. Dar ce vreau să spun acum, atenție mare. Stăteam acolo lângă George, în timp ce George vorbea. Și în timp ce stăteam și îl ascultam cu atenție, Dumnezeu mi-a arătat ceva. Pe scaun am văzut cheia lui de la mașină și am luat-o. Nu poate să plece de aici, e la mine. Nu știe că e aici. George e pe hol acum cu copiii, ca să știți, n-a plecat. I-am luat cheia de la mașină, n-are cum să plece de aici. Cheia e la mine. Ce vreau să spun cu asta? Toți vrem să fim fericiți și împliniți, recunoscuți și iubiți. Unii dintre noi am ajuns să căutăm în locuri depărtate această acceptare și am ajuns în niște păcate groaznice. Slavă Domnului că ne-a scăpat Iisus, amin? Dar Dumnezeu ne-a dat o cheie pe care majoritatea dintre noi nu am accesat-o încă. De unde știu asta? Pareto. Pareto a fost un sociolog care a spus din 100%, 20 sunt cei care donează timpul, banii, sunt totdeauna la 21 de zile de rugăciune, aceleași persoane, le văd, le cunosc, le iubesc, sunt aceiași. 20%. Marea majoritate de 80, în care vă aflați cei mai mulți, stați cu cheile în buzunar. Mașina e acolo, poate să vă ducă de la punctul A la punctul B, dar preferați să mergeți pe jos. De ce? E confortabil. Nu știți ce o să întâmple cu mașina, dar Dumnezeu v-a dat. Știți care e cheia? Uitați-vă bine la mine. Cheia este slujirea. Cheia este slujirea. Îmi place așa de mult când îl văd pe Dan Paulson cântând la bas aici. Are 50 ceva de ani de slujire. Și l-am văzut cum, îl văd cum e aici, îl vedeți că are și ritmul în el. It's good, man. Merg și i-am spus ce îmi place enorm la tine. Este că văd bucuria Domnului în slujirea ta. Zice, Barry, am făcut asta de 50 și ceva de ani. Da, asta este cheia. Are născut. Are născut. Are energia unui adolescent. El chiar face cu adolescenți ore de chitară. De ce? Are cheia și cu cheia aia el este bucuros. El este fericit. Viața lui are sens. Căsnicia lui merge bine. De ce? Că a înțeles că nu-i despre el, ci este despre Hristos. Ești gata să faci lucrurile neînsemnate, lucrurile pe care nu le vrea nimeni. Ești gata să faci o diferență cu adevărat. Dumnezeu este gata să te binecuvinteze astăzi. Haideți să cântăm și apoi la final ne rugăm ca Dumnezeu să facă din noi slujitori adevărați.